Auzi, vă rog. Mai venim o dată, da, o pornesc pentru că nu pot să mă filmez. Nu pot să mă dedublez. Și pentru ce m-ați chemat oare? Aveți surprize pentru copii, așa am înțeles. Da, da, repede să mai coc surprizele aici la voi și repede să mai scot de la cuptor. Surpriza, am apucat să spun, să fac o promisiune și Ioana nu se lasă și grăbește mereu. Când vreți ca să vă îndepliniți promisiunea, acum sau mai târziu, am înțeles aluzia, trebuie ca să mi-o îndeplinesc cât mai devreme și împreună cu Ioana am numărat participații la concurs. Mi-au ieșit vreo 15, dacă nu-l punem la socoteală pe mititerul care tocmai se manifestă în prezent. Și am spus așa, hai să facem niște tricouri noi. Dacă v-ar place ca să fie ăsta premiul oferit din partea Centrului Europe Direct. O să mă ajutați la concepția acestor tricouri. Vreau să apară sigla voastră, bineînțeles, o siglă a concursului eventual și sigla Centrului Europe Direct ca să pot justifica finanțarea și dacă și membrii juriului vor dori ca să poarte câte un asemenea tricou, atunci mai crește puțin numărul și de la 15 vor fi vreo 20 și vedem cum ieșim cu costurile. Asta va fi premiul. Banii sunt, va trebui împreună cu Ioana și cu o reprezentant al vostru să facem concepția, design-ul, cum se spune, și după aceea să dăm în lucru aici la noi, la Botoșan, să fac tricouri de calitate și să le purtați sănătoși în amintirea acestui concurs. Bine, și pentru felicitări încă o dată. Vă mulțumim din suflet, mai ales că îi susțineți pe acești copii și sunteți alături de ei. Încă o dată aplauze, vă rugăm. Importanți, oamenii care îi ajută, cred că fără ajutorul unor astfel de persoane nu ar fi fost posibil nici acest concurs, nici acești copii nu ar fi ajuns până în acest punct. Aplauze și mulțumesc!